Recoltează cele mai proaspete oferte de pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună să vă fie inima, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de Farming Simulator 17. O să îmi cer scuze de pe acum, dacă o să fiu un picuț mai liniștit în acest episod. Nenească, ai un pic obosit așa, nu se știe? Poate că ar trebui să mănânc mai mult zahăr. Clar, eu cred că asta e o problemă, nu mănânc suficient de multe dulciuri. Cred că ar trebui să mănânc mai multe dulciuri. Sunt sigur că n-are de-a face cu faptul că dorm câte, poate, 4-5 ore pe noapte. Eu cred că asta e normal. Deci clar, sunt necesare mai multe dulciuri. Voi ce mai ziceți? Ce mai face? Stai așa, stai așa, stai așa, ușor, ușor, ușor. Bun, domnule, cred că suntem aproape gata aici. Deci mai trebuie să cred eu. Opa, opa, ușurel, ușurel. Ne mai băgăm o dată. Lanto, nu că nu vreau să ating. Așa, 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 așa. Nu. Hai, hai, hai. Hai, bravo. Finally. Ar mai merge odată aici o bucată mică de tot. Nu știu ce să zic. Așa. Neapărat trebuie să mergem să luăm niște văcuțe. Partea proastă e că stăm prost cu timpul. Este 6.31. Și asta nu mă încântă foarte tare, înseamnă că cât de curând o să se facă întuneric. De înapoi. Da, deja are efect, au efect luminile. Nu puteam, mă, să fie ziua mai lungă un pic? Nu un pic, doar un pic de tot. Fraților, în episodul anterior vă întrebam eu de destul de mult, destul de mult. Vă întrebam eu de posibilitatea de a face foarte, foarte multe episoade pe o singură hartă, în ideea că am încercat să ne dezvoltăm cât de mult posibil putem noi pe o hartă să facem cât mai multe activități pe harta respectivă. Am primit din partea voastră destul de multe comentarii, unele pro, unele contra. O să încercăm să citim astăzi câteva dintre ele și să discutăm pe seama fiecăruia în parte. Numai că nu știu când o să trebuiască să fac eu ceva, o activitate repetitivă, ca să pot să fiu atent mai puțin la ce se întâmplă pe ecran și mai mult la comentariu. Așa. Îl avem pe nena Menu George, care zice salut. Din punctul meu de vedere, o serie de cu 35-40 de episoade este suficientă pentru a nu plictisi pe cei care urmăresc canalul. Dacă ai făcut pe Goldcrest Valley și acum pe Chillington, nu are rost să faci o altă serie pe un edit la Goldcrest, zice el. Și, mă rog, mai departe ne recomandă el două hărți pe care ar trebui să le încerc. Într-un fel sunt de acord, dar nu în totalitate, și o să explicăm și de ce. Ce se întâmplă? Eu mă gândesc că următorul, mă rog, mă gândeam ca următoarea hartă pe care o fac să fie acel edit la Goldcrest. Nu neapărat pentru faptul că este Goldcrest, ci pentru faptul că include destul de multe moduri adiționale, moduri pentru hărți. Asta una la mână, și doi la mână, nu mai vreau terenuri cu iregulate, neregulate. Nu mai vreau. Vreau, îmi plac terenurile pătrate, îmi place faptul că pot să mă dau drumul la lucrătura automată și să-și facă treaba și eu să mă duc să-mi văd alte prostii de ale mele și să nu fac griji că aoleu, face, nu face, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat. Eu acum actualizez în permanență acest cosplay și sper să mă prind din ce în ce mai bine și mai mult cu ce se mănâncă el. Nu știu dacă o să ajungem la un moment dat încât să folosim exclusiv cosplay-ul pentru a ne rezolva terenurile. Am văzut că a apărut, trebuie să mă uit și să-l testez. Am văzut că a apărut o... Știți că era în FS15 Autocombine? A apărut o variantă de Autocombine pentru FS17. Mi-a dat cineva în comentarii chiar un link. Trebuie să văd exact unde am pus linkul respectiv, că nu mai știu ce am făcut cu el. Așa, domnule, gata? Am terminat aici? Bun, hai să facem așa. Și să vedem dacă putem să ne mai primăm un picuț pe aici să facem rost de încă un balot. Că văd că iarba ar mai fi săraca, numai că e băgată peste tot. Pe unde vrei și pe unde nu vrei. Ne vedem pe aici, reușim să luăm bucata asta. Mai avem niște bucăți. Asta este, dezactivăm GPS-ul așa. Ce mă irită sonorul ăla! Nu aveți idee. Hai să încercăm aici să vedem dacă suntem în stare să luăm. Ok, am luat ceva, dar tot nu suficient.
Hai să luăm și de pe aici, 944. Hai cu tata, hai cu tata, încă un pic, încă un pic. 976. Atât, mam. Perfect. Ok. Am rezolvat-o și treaba asta. De ce te-ai oprit? Mai întâi trebuie să desfășori un alta, nu știu ce. Băi, nu mai, stai, mă. Așa, bravo. Bun. Deci am rezolvat aici treaba asta, magnificitudinală. Avem și pe terenul, ce să mai aduc aminte, 20. Cred că am rezolvat, hai să ne uităm puțin de tot. Aici la... Dar trebuie să dau să-mi activeze și iarba, ca să văd ce se întâmplă. Ba nu, deci am făcut terenul 1 și aici la terenul 17, da? Terenul 20 ar mai putea fi lăsat un picuț. Și am putea să ne băgăm la terenul 18 momentan, dar sincer nu vreau treaba asta. Vreau în schimb să ne ducem să vedem dacă suntem în stare să luăm niște văcuțe. Eu acum din câte mi-am aminte, câte luam, câte 6 odată? Parcă nu mai știu exact, hai să ne uităm, că putem să ne uităm repejor aici. Deci cred că la animale era treaba, nu? Așa, 6 văcuțe. Și tu ar merge să fii combinat cu frumusețea asta, parcă așa mi-aduc aminte, nu? Bine, cu frumusețea asta ca să pot să dau înapoi cât de cât, că mă gândesc că ar merge și ăsta de aici, pentru 12 văcuțe. Știi ce? Nu. Hai să ne plimbăm așa cu câte 6 văcuțe momentan, că nu mai am răbdare. Da, urcă-te frumos aici în vehiculul ăsta. Și hai să ne punem așa la volan. Băi, ce-mi place în camionul ăsta de la volan. Trageți stânga un pic să mi se pare mie. Așa e dubios un pic. Page up, page down. Încercăm așa. Nu știu dacă îmi place. Îmi place mai mult așa de la volan, dar nu știu de ce. Cred că din cauza volanului. E ceva special la volanul ăsta de man. Așa, băi, poate că ar trebui să reactivez traficul. Nu știu ce să zic. Hai să reactivăm traficul un picuț de tot. Că prea... prea e... pustiu pe drumuri. Așa, și presupun că o să se genereze la un moment dat din... A, uite, deja au venit niște mașini la interval. Perfect. Așa, vă povesteam de... de o nouă hartă și mutam cu seriile și cu chestii de asta. Sunt eu pe parcela 6 acum? Așa s-ar părea. În Mantigies, nu știu ce vrăjel vrăjel. Da, ok. Deci... eu vreau foarte tare, deci am vrut editul de colorizare pentru că vreau terenul pătrățase și vreau niște opțiuni suplimentare la capitolul moduri pentru harta respectivă. Adică am simt nevoia de a face un lanț de produse. Știți că discutam un moment dat cu Nenesenju și Nenesenju nu era super încântat de ideea asta, că domne zice la un moment dat te plictisești. Adică da, este într-adevăr elementul ăla de noutate, de... cum se cheamă, inedit, dar după un timp devine enervant. Să vedem, sunt foarte, foarte curios. Opa, 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 aici trebuie să ne băgăm așa. Sunt foarte curios să vedem dacă suntem în stare să facem ceva interesant cu treaba asta și să nu devină totuși plictisitor. Și aș căuta să fac 6 făcuțe, da? Ok, s-a dus 30.000. Aș căuta să fac treaba asta pe toate hărțile de acum încolo la care ne vom mai băga, adică atâta timp cât lasă chestii complet vanilla și standard, o să încerc să evit. Ne băgăm ca nebunii pe aici să vedem dacă suntem în stare. Stai așa, deci am trecut printr-un copac. Fagi, nu ne-am băgat bine. Stai așa. Nu, că aici am distrug iarba. Unde se termină gardul? Vreau să încerc să urc. Nu. Stai așa. Hai că știu că la un moment dat se termină gardul pe aici, până, mă. Maxim stânga, maxim stânga. Uite-l, mă. Duce? Nu pot să cred că duce. Wow, ok. Bun. Nu, de altă dată să ajung și mai repede acasă în paia, în paia mea, că așa stau ca tâmpitul și mă duc pe drumul astea normale. Așa, da. Și mergem și noi de-a lungul drumului. Întreba cineva așa mai în glumă, o să mai joci LOL pe canal sau în canal? Clar în canal.
Mă ascund acolo, mă bag. Șerban Popanena, Sky, tu ar fi trebuit să fii tractorist, ne zice, pentru că ai o pasiune enormă pentru tot ce înseamnă agricultura. Nu tractorist. Ce se întâmplă? E o plăcere deosebită pentru că se leagă, pentru mine cel puțin, pentru că se leagă cumva cu biologia. Și mie, în general, biologia mi-a plăcut destul de mult. Nu... Cum să vă explic? Uite, am la mână după vaccinație, of course. Nu în ideea de denumiri științifice și chestii de genul ăsta, ci pur și simplu în ideea de a învăța cum interacționează diferite ființe între ele. Na? Chestia asta îmi place foarte tare. Nu realizez exact de unde vine afinitatea asta pentru ceea ce înseamnă biologie, dar... Na. Și agricultura e practic... E punerea în practică a acelor cunoștințe. E foarte, foarte fain să știi că da, uite, înveți ceva dintr-o carte și după aia poți să te duci și să pui în practică toată treaba asta. Mi se pare extraordinar. Ok, bun. Hai să te punem pe măteluță aici. Pa, 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 pa. Hai să ieșim un picuț afară, dăm înapoi. Așa, interacționăm aici. Descarcă-te, rog frumos. Confirmă. Ok. Mai să oprim un pic motorul. Și să vedem dacă suntem noi în stare să cumpărăm aici un Juno 100. Că văd că își cam bate joc de viața noastră. Cred că la amplasabile... Nu mai știu. Nu, uite-l, mă. Juno 100. Ok, și hai să vedem cum ne orientăm. Bun. Cât de aproape pot să-l bag eu pe gușterul ăsta aici? Tamana acolo, zici tu. Ok, pe partea asta. Uite, fii atent, că cred că aici ar merge. Ok, încă 10.800 acolo. Și sunt tare, tare curios să văd dacă realizează să... Stai că nu mai știu. Repair, nu. Oprește-te, te rog frumos, un pic. Și vreau să-ți văd traseul. Ok, mamă cât de șmecher e. Dar aici e dubios rău de tot ce se întâmplă. Hai să ne uităm un pic cu F5-ul. De ce dăm atât de departe cu, cu nămălosul la mine, cu mizeria? F5, F5. Bine, poate că l-am trebuit atât de multe ori F5. 3 și start. Încă sunt foarte curios aici. N-are cum să ajungă până aici, nu? Adică o să-și fac un pic de treabă, dar totuși nu cred că ajunge până acolo. Hai să ne uităm aici la văcuță. Curățenie 80%. Bun, hai să zicem să mai luăm. Mai luăm încă o rundă. În momentul de față avem 30 de văcuțe. Și deja 12 tone de lăptic la ora 6 seara. Hai să ne băgăm așa. Cum reușim noi să te băgăm pe tine, my friend? Maxim, maxim, maxim. Am dat deja? Da, am dat deja în gard, ok. Da, vedeți, nu ia complet. Sunt foarte curios după ce face o rundă completă, dacă îmi arată curățenie 100% sau ce se întâmplă acolo. Să vedem noi imediat, nu e asta o problemă. Nenea Valentin Dragomir zice așa, Nenea Sky, îmi place cum joci, dar nu prea îmi place această hartă, încearcă alta. Trebuia să încercăm așa ceva, trebuia să încercăm terenurile astea să neregulate, să vedem cu ce se mănâncă. Cred că dacă ai jucat pe single player genul ăsta de hartă, nu ai avea probleme cu ea. Adică pe single player, nu, dacă n-aș fi YouTuber, dacă aș juca pur și simplu de plăcere în timpul liber, nu aș avea absolut nicio o problemă. Dar fiind făcând videoclipuri pentru voi, într-adevăr, și mie mi se pare că această hartă nu mi oferă suficient de multă suficient de mult stimuli, hai să zicem așa, ca să putem să fim cât de cât mai entertaining. Că stai ca tâmpitul și din cauza asta am și început cu timelapse-urile, unul din motive,
Pentru că trebuie făcut foarte mult din hartă manual. Extraordinar de mult din hartă trebuie stat și făcut de mână. Dacă nu ar fi atât de multe chestii de făcut de mână, aș fi și eu super, super încântat de harta asta. Dana, ce să facem acum? Nu putem să le avem pe toate, nu? Opa, două secunde aici să tragem fain frumos. Nu, cred că singura soluție ar fi până la urmă ca să putem să... să stăm liniștiți. Da, cred că asta e ultima rundă de văcuțe pe ziua de astăzi pe care o mai luăm și după aia vedem ce putem să facem să le hrănim. Și după aia ne apucăm să vedem cu restul. Poate reușim până la sfârșitul zilei să crească și rapița, să putem băga acolo o combină să-și facă de cap. Nenea Gabriels Danny zice în felul următor: Sky, eu zic că e mai bine să treci prin mai multe hărți. Una la mână ca să diversifici seria de farming, doi la mână ca să ne plictisim de serie și trei la mână ca să mai ții și tu un pas cu comunitatea. Eu acum sunt complet și absolut de acord cu acel trei la mână, ca să mai fii și tu un pas cu comunitatea. Îmi place foarte mult ideea asta. Nu știu ce să zic acum cu restul, ca să diversifici seria și să ne plictisim de serie. Aș putea să fac altceva. Aș putea, în loc să fac Farming Simulator în fiecare zi, aș putea să fac Farming Simulator o dată la două zile și o zi fac Farming Simulator, o zi facem altceva, o altă serie. De, opa, pardon, de ideea asta ce ziceți? Că mă gândesc că e și asta o posibilitate. Așa, foarte multă lume îmi recomandă alte hărți. Bine, când zic alte hărți, în ideea că, uite, vezi că și harta asta e interesantă, vezi că și harta asta e interesantă, sau vezi că, uite, pe harta asta mă joc eu și îmi place mie destul de mult și apreciez lucrul ăsta. Nenea Confusion N-I sau N-L, nu-mi dau seama exact dacă este un L mic sau un I mare. Două secunde să parcăm aici frumos și... Așa. Bun, descarcă. Perfect. Hai să te dăm un picuț mai în față și să oprim motorul. Bun, perfect, amândo. E acum întrebare întrebătoare. Eu cred că Valtra Test Series. Mergem cu mătăluță sau mergem cu celălalt gușter? Tu, unde e greutatea ta? E aici oare? Nu mai știu ce am făcut cu greutățile, toate greutățile noastre. Hai să vedem. Cred că aia de la... Nu. Asta. Subway-ul. Oh my god, e taman aici. Ok, să resetăm baza. Așa, ca să putem să avem greutate pe spate când ridicăm baloturile. Cu front loader-ul. M-am ocupat să-mi placă tractorul ăsta cu roțile duble. E ceva de speriat. Singura bombă pe care o am e că acele roți duble nu sunt... modelul nu este reprezentat fizic, adică nu are coliziune. Aia e singura bombă pe care o am cu ele. Ok, gata, mă, și-a făcut o tură? Bun, hai să vedem. Super, super curios acum. A, încă nu s-a actualizat curățenia. Fagi. Ok. Greutatea. Așa, hai să luăm greutatea. Și după ce luăm greutatea ne băgăm la o rație mixtă să vedem aici dacă suntem în stare să le facem pentru băcuțele noastre. Mulțumesc. Bagă și tu maxim. Așa. Nu cred că este chiar necesar, dar... L-am străcat. Așa, perfect. Bun. Aici mai am ceva. Ok, hai că mai am nițel aici. Hai să golim tot. Vin la tata. Ușor. Bravo. Tu acum pe orice parte ai putea, dar din moment ce suntem... Hai să te rezolvăm așa. Fii atent că mă las să-i dau drumul de aici. Ok, și crește partea de jos. Paie. Cred că o să trebuiască să zicem... Aba, nu, uite că mai avem paie aici. Am uitat de paiele astea. Bun. dar cred că avem nevoie de niște paie... Faci.
Pentru rația mixtă o să avem nevoie de niște paie. Bine, momentan nu ducem foarte multă lipsă. Iarbă suntem pe roșu. Da, hai să renunțăm la treaba asta moment. Mă mănâncă că... Hai să facem așa. Bun. My friend! Hai în puii mei să o rezolvăm. Vino. O dată și o dată. Scuze, n-am vrut. Așa. Vedeam legat de furca asta de paie de iarbă. Așa, X. Era pe forumul oficial al lor. Un nene care era foarte, foarte intrigat pentru că el nu înțelegea. El avea impresia că este un bug la furca asta. Faptul că... O să vă arăt imediat. Așa, deci am pus asta acolo. Faptul că țepii de la furcă nu au coliziune. Și într-adevăr, dacă ești obișnuit cu celelalte furci care sunt vanila din joc, țepii respectiv au coliziune. Deci eu acum, uite, bag așa și dacă fac ușor în... Așa, vedem că țepii aia nu au absolut niciun efect, nu agață balotul. Așa e făcută furca. Furca e făcută special ca să țepii aia să nu reprezinte o problemă. Perfectamundo. Așa. Bagă-te acolo și acum o să ducem mai frumos cucuva. Cum aș putea eu? Și cred că există, nu știu dacă există și în joc, dar cred că în realitate există chestii genul ăsta care să aibă o cuvă pe față și un front loader pe spate. Sau mă rog, unul pe parte, unul pe parte, înțelegeți voi ce vreau să zic. Ar fi interesant dacă am găsit unul de la în joc. Și ăla cred că ar fi ideal pentru genul ăsta de activitate. Dude, eu acum de la mătăluță de aici presupun că trebuie să dau un control I ca să pot să fac un pic de gramadă. Opa, hai cu tata, hai să mă dau mai în față un picuț. Ok, lăsăm pe tine aici. Și hai să vedem dacă suntem în stare. Deci ăsta o să ne dea vreo... aproape 4 tone, nu 4 tone că nu știe. 3999, nu? Cam așa parcă ne dădea. Ok, pe aproape. Trebuie neapărat să facem o rundă de grâu sau ors. Mă gândesc să tai terenul 6 în 2 cumva. Și să vedem dacă suntem în stare. Bine, ar trebui să poți face chestia asta fără să-l tai propriu zis. Hai să vedem. Ok, suntem pe verde, suntem ok, deci aș putea să nu mai pun paie. Bun. S-a făcut, mă? S-a actualizat curățenia? Încă nu s-a actualizat. Nu mă mai de curățenie, nici o fi atât de greu. Perfect, varsă. Din păcate acum se umplă numai alea două de acolo de jos, dar nu este o problemă foarte mare. Hai repede până nu vine Leliu. Tu acum cred că tot intri acolo, este? Da, fierar să fie. Să trebuiască cât de cât să ne facem upgrade. Să trebuiască cât de rapid să ne facem upgrade. Că nu o să facem față dacă mai continuăm așa. Cu frumusețea asta de Silo King. Trește-l frumos aici. Și să mai punem o dată. Bravo. Ok. Bun, deci acum, runda asta pe care o facem. Încă o dată. Așa, bravo. O să rămână în Silo King, da? Așa. Perfect.
Deci vreau unul singur, te rog. Ei, haide. Ce are, mă? Nu știe, nu-l vede. E din cauza că e prea pe marginea... Ia. Da, mă. Ok. Interesant, asta nu știam. Trebuie să mă uit să văd neapărat dacă are furca asta un update. M-am rugat de oamenii aia, cred că v-am mai spus vouă o dată de treaba asta, m-am rugat de oamenii aia să-mi pună și mie când se face locul, să-mi apare iconița de la tractor ca fiind verde. Acolo am văzut că mi-au dat like la respectiva cerere. Dar ar fi frumos să și văd implementată treaba nu numai așa de... What, serios? Hai mă! Mor! Nu aici, mă? Nu se aruncă aici? Dacă nu face, fiți atenți că își bate joc de viața mea. Nu aici era, mă? Ok... Hai să mergem pe altă parte atunci. Să încercăm pe aici, să vedem prin spate. Cred că am mai făcut treaba asta odată și am uitat complet. Cred că o să trebuiască să pun fiecare balul dintre ăsta în Silo King. Să îl zdrențăruiesc, să-l rup. Și după aia să încerc așa. What the fuck? Își bat și eu de viața mea? Ce are, mă? Au făcut ăștia update la hartă, fiți atenți că au făcut update la hartă. Oh my god! Ok, bun, las-o așa că ne enervăm. Hai să scoatem afară măcar să știm o treabă. Așa, pe tine odată și pe tine încă o dată, my friend. În alta, dar după aia uităm de tine aici în interior și nu vreau. Așa. Și acum repede ieși afară până nu se întoarce legionul. Și să le împingem un pic mai încolo. Ok, și cred că venim așa, venim cu o remorchiță de paie și mai venim cu una de nutreț însiluzat. Și am scăpat de toate cele. Stai acolo, stai bine. Nu, încă nu veni, încă nu veni. Ai răbdare, ai răbdare, ai răbdare. Așa, gata. Stai acolo, da? Perfect. Bun, acum pe mătăluța aici. Te lăsăm un picuț. Așa, du-te, te rog frumos, așa. Și vedem dacă mă lasă să îi dau drum. Perfect. Bun. Hai să luăm asta de paie. Două secunde înainte de toate. Să vedem unde am lăsat eu frumusețea aia de asta. Cine o vede? Aici la terenul 20, zici tu că ar fi? Și asta e aici. Ok. Ne ducem mai întâi și luăm remorchița. Ne ducem la terenul 1 și luăm o remorchiță de iarbă, ca să avem să stau eu liniștit. Poate că ar trebui două remorchițe de iarbă. Ne băgăm la două remorchițe de iarbă. Și după aia facem restul, facem nutreț însiluzat și am scăpat de ideea asta complet. Nu, de altă dată, ca să stau eu liniștit. Da, și după aia că nu-mi fi... Că nu mai avea nevoie, mai luăm. Cine îmi zicea mie? Ia să vedem dacă găsim comentariul. Nu mai găsesc comentariul. Zicea să mă trec... Pardon, să mă trec pe baluturi pătrate. Da, sunt de acord. Ar trebui să lăsăm cu nutreț însiluzat numai... să lăsăm pe baluturi rotunde numai nutreț însiluzat. Deci o să facem și chestia asta la un moment dat. Așa, nenea... Confusion NE, ziceam noi. Nu știu ce să spun despre Ural. Eu l-am avut pe FS 15 și nu e prea bun. Moare la deal. Poate în FS 17 e mai bun. Da, într-adevăr.
Este foarte probabil și posibil să se întâmple chestia asta, să sunt complet de acord cu tine. Așa, cred că așa este mai ok dacă luăm. De asta ziceam că poate să reușesc să găsesc cumva o variantă care să fie pe șenile și să o facem super, super puternică. Sau dacă reușește Nena Senju să ne facă el o variantă pe șenile super puternică. Așa. Bine, el vă dați seama că putem să intrăm în setări și să modificăm acolo după placul inimii. Dar mă gândesc că ar fi păcat să nu încercăm totuși o chestie de asta super dubioasă. Bun, ok, am rezolvat aici porțiunea asta. Ia uite la aici. Poți să-mi întorc? Oh, slavă celui. Ok. N-am cum. Mamă, deci cât asta am făcut, fiți atenți și voi, că am făcut ceva. Și ăsta numai de pe terenul 1 și datorită faptului că ne-am băgat... pot să sar aici? Zim că pot să sar aici. Ok. Pardon, scuzați. Nenea Robin Hotel. Fă o serie mult mai mare, dar pe altă hartă. Ce are, mă, harta asta? Ha? Care e, mă, problema? Vrei să ne certăm? Așa, perfect. Bun, și acum hai să vedem aici dacă suntem în stare să aducem frumusețea asta. Cumva. Nu știu, stați așa că trebuie să mă mut cu camera. Ușurel cu shift. Cred că e suficientă. Da, perfect, ok. Strânge la loc, te rog. S-a strâns? Hai și cu brațul. Așa, mamă, ia foarte mult să strâng brațul ăla, nu știu de ce. Bun, și hai să vedem aici dacă suntem în stare să ieșim la câmpul 1 pe altă parte. Că mi se pare că mai am o posibilitate de a ieși la câmpul 1 pe altă parte. Cred că pe aici cândva. Da. Ușor, 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 ne calmăm, ușurel, tragem la deal. Suntem în stare. 20 de km la oră, 17 la oră. Ok, stânga, dreapta. Deci uitați-vă și voi că de mine ecranul ăsta sau ce era aici, eu n-am văzut că vine ăla. Deci l-a blocat perfect. Jesus. Ok. Bun. Activăm brațul și mergem să vedem dacă putem să-l luăm pe ăsta de aici. Bravo. Așa. Perfect, hai să mai vedem care e ăsta de la vecinul de aici. Să-l vecine, ce faci vecine? Perfect. Ok, avem 4 din 8. Frumos, 6 din 8. Așteaptă. Nu, te duci la vale. stai, vină înapoi. Hai să discutăm. Nu. Perfect, așa. 7 din 8 și încă una și am terminat și după aia ne apucăm de împachetat. Perfect, am unul. Ai băgat la loc, bravo. Hai să resetăm camera. Mamă, ce mă enervează când face 360 ăla. Mă disperă. Ok, să vedem dacă pe aici este mai puțin abruptă. Am reușit, mă? Am reușit, nu vine să cred că am reușit. Ok. Perfect. Ok, ne băgăm aici. Dacă nu mai văd nimic ce se întâmplă la spate acolo. Ești ok?
Nu înțeleg de ce a simțit nevoia să se miște și celălalt turn. Că doar nu s-a zguduit harta sau terenul în momentul în care i-am dat drumul. Nu știu, a fost super, super dubioasă faza. Ok, my friend. Pe tine te lăsăm aici. La locșorul tău. Și pe aia ducem, nu-i fain frumos să luăm ăla de împachetat. Și când ne ducem să luăm ăla de împachetat, mai simțim un comentariu sau două. Imediat numai să stau aici, eu liniștit. Băgăm la locul lui ca să știm de el după aia de unde-l luăm. Așa, așa, așa. Perfect. Nene, eu nu sunt Flocea. Ok. Să schimb la două luni hărțile, ne zice el. Bun. Nena Bogdan, a Stefane, ne zice salut, te salutăm și noi, Nena Bogdan. Poți juca pe Gold Coast Valley Plus Plus, ne zice Yusan Alex. Din nou, deci o altă recomandare de o hartă. Așa. Dar încă o dată, legat de aceste, să le zicem, edituri de Gold Coast Valley, nu mă încântă foarte tare dacă este un edit super, nu știu cum să vă explic, n-aș vrea să zic super de bază, dacă e un edit simplu și atât. M-ar încânta mai degrabă ideea. A, știu de ce sare ăsta, mă, pentru că are greutate pe spate, am uitat complet de greutate pe spate. Deci dacă este practic o hartă vanilla, nu mă interesează, da. Să aibă chestii în plus, să aibă chestii modate, ar fi super, super fain. De-asta, culturi în plus și alte chestii, dar cum spuneam mai înainte. De ce combina ta merge cu 14-15 km la oră, ne zice Ștefan, în timp ce recoltezi? Eu am cea mai mare combină, cea galbenă în New Holland, și recoltează cu 10 km la oră, da? Înainte să-i răspund eu, uite că i-a răspuns aici nenea Alin M, nu de combine depinde. Header-ul pe care îl folosește Sky e overpowered. Acel header are modificată viteza de recoltare. Deci da, în timpul ce ai un atașament la un tractor sau o combină, atașamentul dictează viteza. Viteza maximă de lucru, ca să zicem așa, da? Deci nu e dictată acea viteză de... Ne băgăm așa de aici? Poate vedem mai bine? Slabe șanse, dar o să încercăm. Nu este dictată acea viteză de către viteza maximă a utilajului. Este dictată de către viteza maximă a atașamentului. Perfect. Nenea Dobre Valeriu zice, dar nu mai bine faci o serie mai lungă când o să facă Nenea Senju harta. Nenea Senju harta, eu, săracul de el, nu știu dacă o să apuce să o facă prea devreme, că mai are și alte treburi pe capul lui nostru, numai de hărțile noastre. Deci nu mă aștept Nenea Senju să o facă prea rapid harta respectivă. Așa că până reușește el, bineînțeles că în momentul în care o să reușească să facă harta, ne băgăm. Hai măi! Așa... Stai să mă dau aici, ca la guștere, că nu... Finally, în pana mea, ce fi mă atât de greu? Hai să ne dăm din exterior ca să vedem mai bine, că cred că asta e problema maximă. Ușor, 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 ușor. Așa. Nenea Halvi zice așa, Sky, cred că 50 de episoade pentru țelul tău, ai 100 de mii pe zi, este bun doar pentru tine, eu nu consider că termin o hartă abia în momentul când am utilajele pe care chiar vreau să le folosesc și toate terenurile, abia atunci zice că am terminat și pot să schimb harta, dar... Ideea cu schimbatul hărții cred că ar aduce o notă de noutate. Eu unul sunt pro hărți noi, super tare tractorul ăla special de tăiat iarba. Deci da, cum spuneam și cum am văzut și mai înainte, într-adevăr, e bună ideea asta. Ar mai fi o posibilitate, hai să zicem așa, ar mai fi o posibilitate și anume
să facem în fiecare zi Farming Simulator 17, dar o zi să facem pe o hartă și o zi pe altă hartă. Numai că chestia asta mă deranjează pe mine. Adică, nu știu, să menținem o hartă care să fie super, super de asta, să facem la aia forever 100 plus de episoade pe aceeași hartă. Înțelegeți voi? Opa, opa, opa. Și să avem deci asta să fie o serie de Farming Simulator, da? Și să avem o altă serie de Farming Simulator în care încercăm hărți noi, da? Și pe hărțile noi, nu știu, ne punem alte țeluri. Să începem cu niște utilaje mai sănătoase, da? Și cu utilajele astea sănătoase să pur și simplu să explorăm harta mai degrabă, da? Și la faze de genul ăsta putem să ne punem și țeluri mai mici. Să zicem, domne, în loc de 50 de episoade să fie 10-15 episoade maxim pe harta respectivă. Numai cât să-ți faci o idee despre hartă, să vezi ce terenuri are harta, dacă merită, dacă nu merită, să vezi cu BGA-ul, cu chestii de genul ăsta, da? Pur și simplu o serie oarecum de explorare a hărților în loc de o serie de lungă durată. Deci există și această posibilitate. Bineînțeles, așa. Mă gândeam să văd, uite, cușterul, că nu vrea să-mi accepte acolo toată șmecherea. Stai locului, stai locului, că stai bine. Uuu, ce-l prinsesem! Nu, nu, oprește-te, oprește-te! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Cum am putea noi să luăm pe ăla, mă, de lângă gard? Ia să vedem dacă suntem în stare. Țup, 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 așa, așa, așa. Perfect. Nici că se putea mai bine. Deci să-mi ziceți o părere și despre ideea asta, da. O zi să facem o serie de lungă durată, cum spuneam, o hartă din asta care să-mi placă mie foarte, foarte tare, și o zi să facem o serie pe hărți, numai de dragul de a explora hărți noi. Chiar acum cu... Că mi-a venit ideea asta, că îmi place super, super mult dintr-o dată, așa, nu știu ce să zic. Nenea Bone zice la 1.45 dacă închizi ochii, dacă închizi și ochii, chiar seamănă. Cred că se referă la el, că spuneam acolo că seamănă fermele alea cu pivot, seamănă cu un cățel. Și el, bineînțeles, că se crede deștept și zice că, într-adevăr, dacă închizi ochii, seamănă cu un cățel. Nenea Ștefan Meșter. Stai să văd. Da, Nenea Ștefan Meșter ne-a dat un comentariu aici care mie mi s-a părut haotic în sine comentariul. Și apoi ideea pe care a exprimat-o comentariul respectiv mi s-a părut și mai haotică. Deci, ai putea să faci 2-3 serii cu aceeași mapă, dar cu o pauză între ele, gen să ai 2-3 mape, joci o lună, două pe una, treci la alta, iar revii, poate iei o a treia mapă, în felul ăsta o să existe și diversitate la mape, progres la gameplay și nu faci tot același început, mai prezint și tu niște trebușare mai înaintate în joc, iar între schimbări poți face un scurt videoclip de prezentare pentru cei noi. Nu știu ce ați înțeles voi de acolo. Eu am înțeles că te duci înainte, te duci înapoi, te duci înainte, te duci înapoi, faci o hartă, iar te întorci la harta veche, după aia mai faci o hartă nouă, iar faci harta veche. N-am înțeles ce a vrut el să zică. Dacă seamănă cu ceea ce am zis eu adineauri, să avem o serie de lungă durată și una mai mică, atunci da, sunt de acord. Dar nu sunt sigur că asta vrea el să zică. Nena X Madalin, eu nu aș prefera 20-30 de episoade și apoi serie nouă, pentru că eu nu am început să mă plictisesc cu Chellington, pentru că majoritatea chestiilor sunt monotone ca și pe cealaltă hartă. Aș dori ceva mai diversificat, ceva aproximativ la fel cum ai spus despre Gold Crest Valley, cu diferite moduri de extindere și etc. Așa. Înțelegi tu și unii semnele Senju, l-ai dat afară, răceală sau a demisionat, sper să fi scris corect. Cu Nenea Senju trebuie să mă sincronizez. Din păcate. Și vreau să mă mișc un pic mai repede și nu câteodată n-aștept după el. Cam atât. Plus că este super, super răcit. Deci am zis să îi lăsăm un pic de pauză, să-și revină și el cu vocea, ca să poată să fie cât de cât
top notch, ca să zicem așa. E, acum referind la chestia cu 23 episoade că te plictisești, e Farming Simulator. Deci, sincer, nu știu ce aș putea, adică mă uit pe la alți oameni în străinătate și așa, și nu ai ce să faci în Farming Simulator, fraților, nu ai ce să faci în Farming Simulator, deci nu cred, consider că este o serie pentru un anumit tip de oameni. Da, încerc eu să o fac cumva mai interesantă treaba. Mai discutăm despre tot felul de subiecte, despre neprostimile, chestii de genul ăsta. Dar, cum zice nena asta, cu 23-30 de episoade că se plictisește, nu știu dacă suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește Farming Simulator. Nena Cristian... Nu, Cristiana Bosca, deci cred că e o tanti. Eu cred că poți face vreo 70-80 de episoade pe o hartă și după să treci pe alta. Cristi Ionescu ne zice... Ah, Cristi Ionescu, trebuie să-i mulțumim că... Uite, acum am descoperit și eu comentariul tău, nenea. Din câte cred că tu ești nenea de pe live, mi-a zis el că mi-a lăsat un comentariu la un videoclip cu absolut toate video... toate... melodiile pentru timelapse pe care l-am făcut până acum și uite că am găsit comentariu. Deci să rămână. Bun, dragilor, hai să facem noi o pauză aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Atâta, întrebarea, singura întrebare maximă din acest episod. Cum vi se pare ideea asta cu de a face o zi pe o hartă de lungă durată și o zi deci pe o hartă de lungă durată, începând ușurel așa cu de la chestii mai ieftine și tot accelerând și accelerând și cumpărând chestii din ce în ce mai scumpe, cu progresie, da? Și o altă serie, cumva mai degrabă în ideea de showcase, unde, nu știu, ne dăm și noi la început de tot 1.000.000 de euro, da? Ca să ne luăm cele mai puternice utilaje, etc., etc., și să explorăm, practic, harta. Deci nu să avansăm pe hartă, mai degrabă să explorăm harta și să vedem terenul, să vedem un pic de forestry, să vedem toate, să ne plimbăm, ca să zicem așa. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o zi excelentă în continuare. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!